Mirabela Dauer este o cântăreață română de muzică ușoară, care are un repertoriu de peste 1000 de cântece. Ea este considerată de unii critici muzicali ca fiind una dintre cele mai bune voci feminine ale muzicii pop din ultimii 40 de ani. Alături de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una dintre cele mai frecvente și iubite prezențe pe scena muzicală și de divertisment TV din anii 70-80. A lansat până în prezent 40 de albume. Printre șlagărele ei se numără Ce dorme a fost de ochii tăi, Dormeau pe frunză două stele și Te aștept să vii. În noiembrie 2017 a înregistrat 20 de melodii noi. În 1963 debutează alături de formația Roșu și Negru, cu care interpreta în special melodii din repertoriul Ritei Pavone. În 1967 urmează cursurile Școlii Populare de Artă la clasa profesoarei Florica Orăscu. În 1970 se produce debutul la televiziune, Mirabela devenind în scurt timp o prezență constantă a emisiunilor de televiziune.